Colecția Zeitgeist e colecție, știți, ce a apărut până acum. Avem acum o carte, o gânditoare politică extraordinară, poate una dintre cele mai importante voci ale gândirii politicului în veacul al 20-lea. Pot să spun că există și un fel de consonanță între o carte apărută anul trecut în Zeitgeist, care este cartea Monica Ilovinescu, Etica Neuitării, și nu e un secret că Hannah Arendt a fost una dintre gânditoarele favorite ale Monica Ilovinescu, admirat-o enorm. Există chiar la un moment dat un dialog între Monica Ilovinescu și Jean Hersch, altă studentă a lui Carl Jaspers, și se întreabă, la un moment dat o întreabă Monica Ilovinescu pe Jean Hersch cum se face, invitată prin această întrebare din emisiune, cum se face că Hannah a ajuns la gloria aceasta planetară și Jean s-a mulțumit cu o glorie, să spunem, mai mult sau mai puțin locală. Fiecare cu drumul ei. Această carte este un, sunt câteva exerciții din ceea ce se cheamă gândirea politicului. O spune doar că sunt exerciții pe o temă care a fost extrem de dragă inimii Hannah Arendt și care este, aceea relație între gândire și între spațiul gândirii și spațiul acțiunii. Spunea acolo și apare și tema în această carte, atunci când acțiunea și gândirea sunt separate, calea libertății însă și este în primejdie. În cadrul discuțiilor care au avut loc în ultima vreme, inclusiv în România, am citit până, s-a ajuns până acolo cât v-am comentat undeva pe un blog personal, la urma urmei, relația între Hannah Arendt și Martin Heidegger. S-a spus că sunt heideggeriane, în calitate de heideggerian n-am dreptul să mă aflu în fruntea unui consiliu științific al unui institut. Deci, în calitate de heideggerian, trebuie să fim trimiși la închisoare. Sau, în orice caz, să fim privați de drepturile noastre, ce rezultă din lucrurile noastre. Nu, nu sunt heideggerian, dar Hannah Arendt a fost heideggerian. Și, de fapt, și ca și Hans Jonas, ca și Carl Löwit, așa cum o știm din o mulțime de studii care au apărut, a făcut parte dintre ceea ce se numește Heidegger's Children, copiii lui Heidegger. În cazul ei, relația a fost și mai complicată decât a fost doar copilul lui Heidegger. E o carte în care politicul se definește prin autenticitate și nu voi spune mai mult decât că o recomand tuturor celor care vor să reflecteze despre universul tensionat al politicului în veacul 21.